Vorbiți, vă ascultăm. Bună ziua. Deci este o problemă și foarte mare. Copilul mă numesc Ghenadie, familia mea e Baiov. Deci am fost să vorbesc în Moldova, cred că s-a auzit stăzi cazul despre Alina Drug din mamă. Deci este o problemă mare că societatea noastră zvârli persoanele din societate. Deci copilul de 8 ani n-are până în ziua de azi certificatul de naștere. Și eu aș vrea că toată lumea să știbă că autoritățile noastre își calcă drepturile de autoritate în privința la aceea că copilul ar trebui de mult să fie și la școală și la astea, dar din privința că n-are certificat de naștere, nu poate nici să obții ajutor medical, nici să obții un drept de a merge la școală. Dar unde? În ce localitate? Deci am fost și în Briceni și în Cojușna și în Strașeni și peste tot. Unde s-a născut? S-a născut în Cojușna. Cojușna, raionul? Strășeni. Aici lângă Chișinău. Da, deci autoritățile ne trimis la Briceni. Bricenii ne-au refuzat la fel și tot. Așteptam. Dar aveți certificat din naștere? Nu, până în ziua. Păi asta spune, că n-are certificat. Dar de ce nu? Dar de ce unde e certificatul? Unde e maternitatea? Unde? Păi s-a născut acasă, nu la maternitate. Nu, s-a născut la maternitate, avem toate documente. Și la maternitate cum nu l-au registrat? Dar eu nu pot să-i fac documente din privința copilul. Eu fost căsătorit cu alt bărbat și din privința asta, deci nu putem face documente. Dar n-are importanță că mama naște și pe mama să scrie după familia mamei și apare. Credeți-mă, până în ziua de azi nu s-a făcut nimic. Hadem la Cojușna. Hadem la Cojușna împreună. Dar mama unde? Mama o lepădată 2 ani de zile. A, deci ai rămas neata cu copilul. Și copilul nu se poate duce la școală de 8 ani. După deja trebuie să-i bucurat a doua. Hadem la Cojușna. Hadem mâine la Cojușna, la primărie. Dar aveți niște tutele, dar deci dacă n-aveți... Aveți tutele, dacă mama n-are nicio legătură cu copilul. Hadem mâine la Cojușna, la primărie. Că ei iese din dreptăuți. Deci, nu s-a adresat. Dar unde s-a născut? Unde scrie actele? La Strășeni s-a născut. Actele scrie la Strășeni, da. Așa. Și primăria Cojușna trebuie să o înregistreze, nu? Unde? Păi hai să facem scandal. Răspuns înscris. Ștete-s înscris? Răspunsul înscris de refuz sau verbal? Nu, scris sau au fost date verbal. E verbal refuz. Apoi asta nu s-o coate niciunui, da. Cum te-ai adresat la primărie? Bună ziua, vreau să înregistrați copilul. Nu, nu a scris nimic. S-a dus la primărie și a zis că ia copilul și a zis că nu îl înregistrăm. Există procedură. Ai depus înscris, ai înregistrat, s-a rămas hârtie. El nu a făcut așa ceva. S-a dus și a vorbit și a zis că nu. Și atât. Așa faci. Am trimis chiar așa, s-a trimis așa la cine, s-a întors înapoi. Aici, deci, dumneavoastră sunteți vinovați, stăți între părinții, știți așa care au înconjurat-o cu fată, de orice, problema de mult, dacă se adresează la primărie, primărie dă refuz, înscris trebuie să-i dai, dacă nu-ți dă înscris. Dar dacă nu te adresezi înscris, nu-ți dă răspuns înscris. După aceea te duci în judecată. Dacă nu s-a adresat înscris, nu i-au răspuns înscris, i-au răspuns verbal. Da, în judecată. Dacă nu-ți răspunde, te duci în judecată, în contențios administrativ și oblești primăria să le dă o problemă. Și gata. Răspundeți. O răspuns, gata, au explicat. Deci se naște copilul și este cu vreo problemă care nu poate să înregistrează copilul. Deci, ori mama... Faci de mers scris. Ori acolo nu ce. Deci este poliția care ne promerește. Sau ne ducem cu camera. Sau ne ducem cu camera. Drepcăuță e departe, dar Cojușna se poate. Puteți să ne ducem, la Cojușna chiar mâine. Cu atât mai mult, dacă fetița s-a născut la maternitate, trebuie să fie documente. Nu este documente. Nu, dar ce trebuie? Documente. V-ați adresat la primărie, ați prezentat copiile și originalul a rămas adunat, ei trebuie timp de luni de zile. Dar mă, ta unde locuiești? Da, de ce la Cojușna ați ajuns? Atunci ai trăit acolo, am înțeles. Hai, dar să înregistrăm în Chișinău, haideam la primărie Chișinău, la... Cine înregistrează în Chișinău copiii? Stare civilă. La Strășeni. La Strășeni. Acolo de s-a născut. Dar el nu mai trăiește în Cojușna. E altă problemă, dar să vedem, deci unde trăiește, la locul de trai, copilul cu cine trăiește acum, tata sau cu mama? Tata. Mama nu i s-a lepădat. Sunteți tata, fiind. Nu, nu scrie, dacă n-are certificat de naștere, n-are nimic. Stai puțin, este și procedura de stabilire a dreptului părintești. În documentele de maternitate? Da, da, da. În documentele de maternitate scrie cine mamă, cine tată? Mama scrie, dar tata nu. O chem pe mama în judecată, dacă nu... Și la maternitate să numești certificatul de naștere. Bun, dar după ce ai fost la Grăiești, Moldova, ce ți-o zis?
O intervenit, o rezolvat sau încă nu s-a... Dar încă nu s-a dat la televizor, da? A, s-a dat. Au s-a dat la televizor. Și documente are aici duminica viitoare să ne clarificăm. Noi scriem aici cerere. Și azi poate reușești de duc până acasă, vine înapoi, într-o oră. Eu îi spun, lasă, eu nu știu. Duminica viitoare, duminica viitoare de la 1 aici. De la 1 suntem, da? El spune că fetița s-a născut la maternitate, să se născie acasă, era altă problemă. Și tot putea fi rezolvată. Tot putea, chiar dacă se naște acasă, ei sunt martori, sunt, bă, aici, dacă autoritățile nu vor, refuză, ele o să răspundă, pentru că o să trebuia să achite toate cheltuielile de judecată, primăria respectivă. Și acum interesul primordial e al copilului, el să meargă la școală, el să beneficieze de asistență medicală și tot așa. Iată, noi, eu numai ce am înregistrat o asociație Părinții pentru Drepturile Copiilor. Iată, noi putem să ne ocupăm, orice asociație care apără drepturile copiilor se va ocupa de ea. Dumneavoastră n-ați apărat interesul copilului. Că nu știi cum, omul, nu știi cum. Nu s-a apărat, poate că nu s-a ocupat de cei de bine. Să mergem la ZAG sau undeva, să încercăm să înregistrăm copilul. Auzi, Victoria, ia că el poate și mâine, că dacă trebuie și mâine, ia. Da, eu spun să vin, deci toți mai fii, Oleg Ivanci. Oleg Ivanci, hai mâine. Hai mâine, ia că acolo, pe Maria Dragan, în deal, la ZAG-ul central din Chișinău. Asta unde e ambasada americană. Lângă ambasada americană, exact. Da. Hai 10, 11, nu știu. Bine, la 11. Unii în fața la ambasada Americii. Da, da, da. Acolo, eu aduc toate documentele și... Okay. Și aflăm de la mama lor, de la ZAX-ul central din Chișinău și din Moldova. Bine, eu nu aduc toate documentele, nu stai la mine și... Bun. Ok, dar mâine nu întâlnim. Mulțumim, sănătate. E jumătate să rezolvați. Iei numărul de telefon. Numărul de telefon, da. Da, las numărul. Hai, dă-i lui Victoria. Dă-mi un bip, dă-mi un bip. Ai credit să-mi dai un bip? 693, al meu e 693.